Hai, noroc, băieți, bine v-am găsit la încă un episod de pe acest canal, un episod din seria voastră preferată de GTA San Andreas Multiplayer, tot pe RTOG Times. Băieți, după cum bine vedeți și din titlu, astăzi am schimbat modpack-ul. Am pus un alt modpack, mamă, cum arată GT-ul ăsta, ce e Nissan GT, cred. Mamă, ce mișto. Și reflexii, nu știu, mie mi se pare super, super mișto, dar am foarte mare lag. Adică el se mișcă de ce în jocul, dar am 30 de frame-uri, ceea ce nu e prea ok. Nu știu, reflexiile astea mănâncă foarte mult, dar n-aveți ce să ziceți, arată super bine. Modurile sunt undeva de medium high PC, deci nu știu dacă mult... Mamă, cum arată în garaj! Lol, ce mișto! Hai să vă arăt cam cum arată Inferno sus, să-i dau tow. Probabil la finalul acestui... La finalul... Mamă, e cam buguit, nu știu de ce se vede așa. La finalul acestui video probabil o să fac și un... tutorial de instalare. Acum că am ieșit în garaj, acum cred că o să am un lag super mare. Ah, nu, imens. Nu știu, dar mie îmi place super mult cum arată. Nu știu ce părere aveți voi cu toate reflexiile astea. Și pomii arată bine și tot. Oricum, by the way, link-ul de la descărcare aveți în comentarii. Sunt mare fan, frate, respect. Hai să facem ceva raport totodată. Sper să nu... Sper să am cum de fapt să fac. Hood-ul nu prea îmi place, să fiu sincer, dar modul așa ca grafică și ca aspect, zici că mă joc real life sau GTA 5. Nu știu, mie chiar îmi plac super mult, să fiu sincer. Mamă, și nosul ăsta, ce părere aveți de nos, băieți? Nu știu, mie mi se pare blană rău de tot. Vreau să vă văd ce părerea voastră în comentarii. Nu cred că o să pot să fac live cu modurile astea. După cum vedeți, am 50 de frame-uri. E cam greu, dar nu știu, arată super bine. Mamă, acum e cu albastru. Lol. Totodată descoper și eu modurile astea cu voi, pentru că le-am pus acum 10 minute, m-am chinuit destul de mult să le pun, pentru că tot l-am creșt și chestii de genul. Mi se pare că acum nu mai am nos. O să văd imediat dacă mai am nos sau nu, chiar sunt curios. Ba, cred că da. La cum fuge mașina, cred că am nos. Nu știu, nu-mi dau seama, să fiu sincer. Mă duc să-mi iau și eu mașina de PD, să dau și duty, să vă arăt cam cum arată armele și cum sunt efectele. Hai să dau și eu la cât de sunet, să auzim și noi ceva. A, sunetele sunt normale. Da, ce mișto arăta Nissanul la GT. Sper că nu mă încurc, sper că e Nissan GT. Mamă, dar jur că nosul ăsta e plan rău de tot. A, acum vedeți nosul ca lumea. Nu știu, probabil un mod de... Ups, ceva niște jante mai noi, cred că ar face jocul mult mai frumos. Ca asta arată și asta bine, dar nu excelent, nu știu, niște jante sau ceva. Oricum o să mai modific mod pe ăsta. Dar ideea e că fac destul de mult lag și nu prea vi-l recomand. Oricum aveți link-ul, v-am zis, link-ul de download de mamă, 19 FPS-uri. Toată lumea zice, ai GTX 1060 și ai 19 FPS-uri, 17. A, perfect, am prins info, mă duc repede să dau duty. Da, mă, băieți, am primit o eroare de la un program. Mi-am luat program anti-flood și... Doamne, ce bine arată. A, cui e mașina asta, frate? Și ce mașină e? Că-s curios. Nu știu, o să cer un kill. Kill, te rog. Sit 1, spawn change. Am luat o eroare și mi s-a băgat în bară și după ce îl deschizi din bară nu mai merge. Mamă, și ce Mercedes. Și mașinile sunt super șmechere și reflexiile. Nu știu, dacă aveți un calculator puțin mai bun, chiar vă recomand mod pe costa. Și vegetația. Mai că fără filmare cred că aș avea undeva la 50-60 de frame-uri. Cu filmare vă cam 30-20, e mai ciudat. Hai să dăm wanted. Și hai să mergem după, hai după Alin. E departe, 4000 de metri, nu mai mergem după Alin, mergem după Toxi. 4000 de metri, nu mai mergem după Toxi, mergem după Speedy. Doamne, toată lumea e în LS și în SF. 4000, Simona. 4000, am înțeles. Alice, luăm fetele. 3700, bă. Mamă, ce spam am, sper să nu iau crash. Până acum, sincer, n-am luat niciun crash. Problema modurilor de până acum e că nu se mai deschide din bară și chiar mă enervează.
da, info asta arată bine, rău de tot, și cu jantele astea, cu jantele basic vă că arată super bine. Cum ar fi să-i pun nos? Bă, chiar nu știu sigur dacă am voie cu nos în PD. Ia, am voie cu nos pe mașina pers. Bă, nu sunt sigur, am deschis asta la... hai să vă arăt cam cum arată modurile fără NB. Dacă tot am deschis asta, sunt aproape normale. Deci aproape, da. NB-ul ăsta face tot. De ce ți-ai descărcat mod pe costă dacă nu vrei să joci cu NB? Salut, nu ai voie, a, deci trebuie să pun ceva pe hartă, că dacă nu o să iau faction-uri. După cine mă duc, am uitat. Nu știu sigur pe cine am find-ul, că voiam să pune, da, nu ai voie, a, trebuie să pun ceva pe hartă, sper să nu uit să nu iau faction-uri. Hood-ul ăsta, harta asta schimbau pentru că nu prea îmi place. Dar în rest e ok. Și apa, mamă, ce bine arată și apa. Hai să vă explic cam cum se instalează, probabil o să încereți și probabil o să vă las și un video la final cam cum se instalează dacă nu ați înțeles. Deci vă trebuie un GTA San Andreas gol, absolut gol, și trageți tot din mod pe cu respectiv, din WinRAR-ul respectiv, peste, uite-o pe Exodi, peste San Andreas-ul gol, e foarte, foarte simplu. Toată lumea mă întreabă, a, iar apoi trebuie să instalați SAMP-ul din nou în folderul respectiv. Dacă nu instalați SAMP-ul în folderul respectiv, nu o să vă meargă. Ce număr are? A, un număr random. Probabil e de la server. Se duce să n-are un stres. Ce oameni de avea? Unu, parcă. Drept de predare și totuși fuge. Nu prea cunosc zona asta deloc. Nu prea am tangențe cu zona asta. Respect gradul, nu am... Da, frate, apreciez când îmi dați mesaje frumoase. Nu zic nu. Dar nu-mi place că mă spamați. Chiar nu e ok, credeți-mă. A, Alice. O, 7, 2, 5, a, pleacă. Da, Alice, ai șanse să fugi, ce pot să zic. Bravo, ești super. Asta ești eu, mie îmi convine, am luat punct la raport. Mai are un minut. Nu contează, MDC149, da, ești eu, fata. N-au MDC500. Nu, hai să vedem pe altcineva cu Wanted. Hai pe Alin, e departe? 1800 de metri. 1600, 2000, ăsta, 1800, hai să mergem după el și după aia închidem și noi episodul. Un video de vreo 7, 8, 9, 10 minute, nu știu sigur pentru că am luat crash și n-am mai închis filmarea. Dar chiar arată bine, mi-aș face mașinile roșii. Voiam să întreb pe cineva dacă încă pot să schimb... Dacă încă pot să schimb hidden-ul gratis, îmi fac mașini roșii, nu ar pentru mod pe costa, jur. Respect gradul, da, el acum gen mă spamează, spor la raport, m-ar arăta, mersi frumos. Dacă tot ești aici. Hai să-i mulțumesc totuși, să nu se simtă prost, poate se oprește din spam, 5-2-9-2. Și că ai mafia cu tine, hai că am înțeles, salut YouTube, și-au dat băieții seama că filmez cam 50 de frame-uri. Uite, MDC565, arme drobări, nu am voie, nu mă bag, man. Că cum consider că arată viața perfectă? Și interiorul, mamă, ce bine arată și interiorul, păcat că n-am mapă pe... N-am modul ăla să, de first person să vă arăt. Fratele meleu, filmezi, da. 600 de metri, încă puțin și dăm baba. Îmi place asta cu motion blur-ul de la distanță. Chiar mi se pare ceva... MDC629. N-am văzut ID-ul lui, sincer. Dar mă duc după băiatul ăsta, dacă tot am find-ul pe el. Zi-mi, te rog, că nu e cu Maverick-ul. Te rog, te rog. E la el. Ăsta e Alin sau cine? După cum se duce, cred că e la cineva pe G. Junkie the best. Da, cred că îl arestează. Da, am înțeles. Mamă, ce lag am aici. Wanted. După CNC, știu că CNC-i dă măi și nu o să-l iert. 2000 de metri, nu mă mai duc după el. Speedy. 1000 de metri. Stai, stau. 24 de metri. A, e la el, am înțeles. 2 minute, da.
Hai să vedem și efectul armelor. Mamă, ce țintă mișto, zici că ești în Counter 1.6. Cam așa arată Deagle-ul. E puțin cam micuț. Da, imediat fac și poză. Ăsta ce e? Ah, ăsta e M4. Bă, mișto efecte, n-am ce zice. Și spray-ul. Mamă, cu foc. Hai să fac o poză cu băieții și pe aia închide și noi video-ul. Facem aici poză toți trei. Hai să stau și eu ca lumea. Stop. Să nu stau strâmb. Și îmi place și skin-ul. Sunt și câteva skin-uri modificate, gen. Hai să fac poza. Mod pe costa, mamă, ce lag am avut. Băieții, cam atât cu acest episod. Mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Radu. Te iubesc. Și eu te iubesc, frate. Mersi frumos pentru atenția acordată. Eu am fost Radu. Vă pupă, fratele. Pa!